Salutare bă băieți, eu sunt Antidiot iar în acest videoclip vom vorbi despre noul portal care tocmai a apărut în Fortnite și este bineînțeles un portal care s-a format de la Zero Point. Dar o să vorbim în acest videoclip despre toate aceste lucruri, iar aici vedem brațul care conectează portalul acesta de Zero Point. Sau mai bine spus de punctul 0 de către acest portal, pentru că de acolo începe toate chestia asta. Și o să vă arăt fix acum. Din câte vedeți, este un portal care se află la Hydro 16, dacă nu mă înșel, cred că așa se numește locația. Știu că aici facem live-urile alea unde jucam și Brava Skin și mai multe chestii. Și aici, din câte vedeți, s-a format portalul acesta. Dar, dacă ne ducem noi pe tot paternul acesta, vedeți că este foarte departe. Adică nu cred că ar să mergem până acolo. Însă, foarte departe acolo, bine, în mijlocul hărții, știm și noi că este zero point adică punctul 0. Iar de aici, din câte vedeți, s-a format portalul acesta. Astea sunt brațele. Bine, un braț se duce lângă Salty Towers, unde este primul portal de la The Walking Dead, iar al doilea vine fix aici la Hydro 16, nu este într-o anumită locație, cum e la primul, lângă Salty Towers. Bine, nici acolo nu e neapărat o anumită locație pentru că este lângă. Aici putem spune că este lângă, nu știu, Misty Meadow sau lângă Slurpy sau lângă Hydro 16. În orice caz, este un portal. Asta contează, nu este într-o locație anumită, adică în mijlocul ei. Iar din câte vedem, în portalul acesta nu vedem mare lucru, adică nu este ca și la primul portal să vedem acolo un drum, iar să vedem cum ar fi o imagine cu niște copaci. Nu, de data aceasta vedem o galaxie. Însă, această galaxie nu este o galaxie normală, și practic, este, mai bine spus, Universul Marvel. Asta se află în acest portal. În portalul acesta se află Universul Marvel. Însă, acum o să vă explic cum funcționează toate aceste lucruri, adică cum s-a format portalul acesta. Din câte ați văzut și în postarea mea de pe Twitter, e bine, aici v-am arătat cum a fost la început. Practic, se vedea brațul, cum se duce în sus, adică noul braț cum a ieșit din punctul 0 și știam deja că se va forma un nou portal. După care, la câteva ore, am văzut și noi că brațul acesta este destul de lung și că se îndreaptă către o anumită locație. Însă locația nu a fost suetic cum a crezut lumea, ci practic locația este Hydro 16 de data asta, adică este fabrica asta din stânga. Iar astăzi, aparent, din fișiere a fost decriptat un pec nou, iar în pecul acesta se afla galaxia aceasta din Marvel ar fi, adică universul din, din Marvel se afla în fișiere, cu sunetele și cu toate chestiile, astea, o să vi le arăt imediat. Dar în orice caz asta v-am scris în postare și v-am arătat deja imaginea care se va vedea în portal. Pentru că până la urmă este o imagine, adică nu vedem chestia anumită, să zic așa, adică nu vedem un anumit skin, un personaj sau ceva, vedem o imagine. Iar în ultima mea postare v-am spus că noul portal este din Marvel și este acum pe hartă și este fix acesta, din câte vedeți, ăsta este universul Marvel. Iar de aici vor veni anumite personaje și anumiți bounty hunter Pentru că știți și voi că din aceste portale nu iese ceva care are neapărat legătură, ba da, are legătură cu povestea sezonului, dar nu iese ceva gen, adică nu se transformă harta sau locația unde se află portalul, ci din aceste portale, adică rolul lor este să vină niște bounty hunters, adică niște vânători cum a fost și uh, cel din Halo, adică cel care a venit uh, gen din jocul acela Halo și cum a fost și cu primul portal din care a ieșit uh, skinul acela adică cele două personaje din The Walking Dead. Iar acum, din portalul acesta care este lângă Hydro 16, vor ieși aceste trei skin-uri care fac parte din Marvel, adică tot din universul Marvel, cum ar fi. Și aceste personaje sunt Black Panther, tipa aceasta din stânga care este capitanul Marvel, ea este normal cea mai puternică din câte știu eu din toate aceste personaje. Iar cel din dreapta este un personaj de care nu am știu de, adică nu știu de foarte mult timp, dar îl cheamă Taskmaster din câte am înțeles eu. Iar din câte am înțeles, el face parte din povestea lui Spider-Man, adică adică din filmele și chestiile astea care au legătură cu Spider-Man. De acolo este el cunoscut. Eu nu știu de el, sincer să fiu, deci chiar nu nu am amintesc. Dar în orice caz, portalul acesta se bazează pe teleportarea sau practic acest John Jonesy, cum ar fi agentul acela Jonesy cel îmbrăcat la costum, va aduce prin intermediul acestui portal acele trei personaje care sunt următorii bounty hunter, iar acele trei personaje sau acele trei skinuri vor apărea bine în Înțeles pe Item Shop, cum au apărut și cele de la The Walking Dead. Bineînțeles, de data aceasta, cele trei personaje, cum e Black Panther, capitanul la Marvel și cu Testmaster, vor face parte dintr-un pack, adică dintr-un bundle nou. Și din câte am înțeles eu, este foarte posibil ca pack-ul acesta să coste 25 de euro. Și mi se pare că conține două backblinguri sau nu, trei skin-uri, trei backblinguri și două pickaxe dacă nu mă el, dar nu vreau să zic greșit. Și mi se pare că și glider, dar nu sunt sigur de această informație. Oricum o să vă arăt aici informația corectă pentru că v-am spus despre asta pe Twitter, dar n-am uitat puțin. Iar din câte vedeți când vă duceți și în meci se vede cum brațul acesta de la punctul 0 se, co se conectează cu portalul acesta care a apărut aici la hidro 16 și chestia interesantă este că și portalul acesta se deschide în momentul în care ești destul de aproape de el. Dar, evident, se întâmplă și ca la primul portal, dacă te apropii de el, practic se închide. Adică, na, nu poți intra în el... Și vedeți că nu mai funcționează. Deci trebuie să te îndepărtezi de el nu foarte mult, dar cu cât te îndepărtezi mai tare, cu atât se vede imaginea și portalul mai mult. Iar dacă ne uităm aici, din câte vedeți, este uh, cum ar fi universul Marvel, adică acea galaxie și nu nu se văd personajele acelea din Marvel sau uh, ceva anume, ci pur și simplu vedem această imagine, sau mai bine spus galaxia în sine. Și asta se întâmplă în momentul în care te apropii și în care te îndepărtezi de acest portal. Deci practic acesta este portalul cu numărul 2 și este portalul prin care John Jones Adică prin intermediul prin care John Jonesy va aduce aceste personaje în Fortnite, mai bine spus pe Item Shop. Și vor fi uh, următorii vânători, cum ar fi Bounty Hunters din uh, această poveste, adică din povestea sezonului cu numărul 5. Și cam acesta este rolul acestui portal, bineînțeles. Dar vă bucuiți, cam asta a fost tot pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre acest portal și care credeți că sunt personajele următoare care vor apărea în Fortnite, adică următorii vânători. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uitați să spui bună! la acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Aneta te pe shop cel ca să nu fii bocă cel și bineînțeles folosește l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!